prezența aici a Cumințeniei Pământului va permite, sper, pe de-o parte, ca un public care până acum n-a reușit să vadă opere de Brâncuș, să vină, să fie curios, să aibă curiozitatea să vină și să petreacă timp în fața acestei opere de artă, care este unică. Și în al doilea rând, cred eu că prezența Cumințeniei Pământului la Banca Națională va readuce împreună sentimentul de apartenență pe care cu adevărat noi am uitat să-l avem în legătură cu artiștii și operele de artă care ne aparțin. Muzeele trebuie să redevină locuri mult mai vii decât sunt astăzi și oamenii trebuie să redescopere de ce această legătură nemișnocită cu cartea sau cu opera de artă e o legătură care ne construiește pe toți.